Dumnezeu să vă binecuvânteze și așa cum am salutul pe anul ăsta 2019 și așa îl voi avea mai departe, Dumnezeu să vă crească aripi. Aveți nevoie de aripi pentru că în fiecare zi, în zbaterea asta care se numește viață, întâlnim munți de greutăți. Și uneori nu putem să escaladăm, să urcăm cu picioarele, dar dacă avem aripi, zburăm peste ei. Așa că să zburați bine. Când fratele Luigi a spus ceva aici despre îndurare și m-am gândit în dimineața asta și de îndurare și de faptul că Dumnezeu ne-a mai dat o zi de îndurare în casa Lui ca să ne pregătim mai bine pentru împărăția cerului, mi-am adus aminte că undeva în cântarea cântărilor spune că biserica se ivește cazorii dimineții și biserica în momentul când se ivește tot în se risipește. Așa că ar trebui să știți că oriunde sunteți prezenți trebuie să risipiți în tunericul apoi spune biserica este frumoasă ca luna și biserica trebuie să fie frumoasă chiar dacă diavolul o negrește în fiecare zi și chiar dacă prostiile noastre fac ca biserica să fie albă neagră în loc să fie albă de mulțumim lui Hristos că ne poate curăți. Spune că biserica este ca soarele și să știți că în soare nu poate să ajungă nimic fără să fie topit. Și ceea ce îmi place cel mai mult când mă uit la dumneavoastră, spune în cântarea cântărilor că biserica este ca niște oști sub steagurile lor, cumplită ca niște oști. Și când veniți aici, ar trebui să strigați de biruință și ar trebui să strigăm de biruințele din timpul zilei, că psalmistul ne-a spus în dimineața asta că ziua este în durare și noaptea îl laud pe Dumnezeu. Dar ce laud noaptea? Ceea ce am biruit ziua. Ce laud noaptea? Modul în care Dumnezeu a lucrat. Acum nu vă țin o predică din ceea ce au spus alții, dar în dimineața asta Dumnezeu mi-a pus ceva pe inimă și nu știu de ce se vorbesc chiar la Biserica Betania lucrul acesta. O să ne ridicăm în picioare și foarte telegrafic vă citesc din uh, Luca, din capitolul 15. Am mai auzit de multe ori de textul acesta, dar o să mai citim acum câteva lucruri din Luca 15 cu versetul 25. Și cuvântul lui Dumnezeu, în această pildă pe care o știm foarte bine, spune, mă uh, iertați că am uh, dat poaia prea repede, spune așa, fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l găsit iară sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el drept răspuns a zis tatălui său, Tată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat niciun ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit și acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, ei te vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, amin. Ocupăm locurile și Dumnezeu să reverse peste noi în dimineața asta potopul de binecuvântări. Președintele Moody Bible Institute, Iosef Stowell de aici, a scris o carte și spune că într-una din serii a fost la o biserică, după aceea frații l-au dus la un restaurant, a mâncat bine de 100 de dolari. Apoi resturile i le-a dat într-un box, într-o cutie și a plecat înspre mașină. Și când s-a dus undeva în parcarea restaurantului, prin întuneric, a venit un om îmbrăcat, jerpelit, un fel de cerșetor, care avea la, la, o mulțime de reviste sub braț. Și a spus, n-ați dori să cumpărați una din revistele de misiune de la biserica noastră, pentru că, zice, noi strângem bani ca să ajutăm oamenii care sunt săraci în Africa. Revista costă, zice, un singur dolar. Și spune fratele Saul, zice, dintr-o dată l-am respins și i-am spus, dar n-am nimic amărunt. Și m-am urcat în mașină, iar cerșetorul acesta a lăsat capul în jos și, zice, rușinat, a încercat să se depărteze și a spus, Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate păstor. Spune, m-a cuprins o rușină de nu știam unde să mă mai pitesc. I-am deschis geamul la mașină și I-am dat 5 dolari și spune, uite bani pentru misiune. Atunci el s-a urcat pe geam și a văzut punga mea cu resturi, zice, pe care eu o pregătise să o duc acasă la câine. Și a spus, nu puteți să-mi dați și mie resturile. Și a spus, hei, nu fi neobrăzat, ți ajunge 5 dolari. Am tras la geamul la mașină și am plecat. Și spune fratele Stauer, zice, în moment ce mergeam cu mașina spre autostradă, dintr-o dată Dumnezeu mi-a spus, dar nu ți-e rușine? Ai mâncat de 100 de dolari. Și n-ai putut ca să dai niște răsturi. Și a spus, știți când mi s-au întâmplat toate lucrurile acestea? În momentul când eu scriam o carte, de ce Iisus Hristos, de ce este greu să îl iubești pe Iisus Hristos? Vreau să învățăm în dimineața aceasta pentru că, vedeți, nou, noi așa spunem că nu este greu ca să o iubim pe Iisus Hristos. Dar întrebarea mea este în dimineața asta, ce facem cu iubirea aproapelui? Pentru că, vedeți dumneavoastră, de cele mai multe ori trecem cu mâinile înfipte în buzunar pe lângă ei. Și mai ales dacă oamenii aceștia sunt frații noștri. Știu, toți avem un limbaj al dragostei, toți vorbim despre dragoste, toți facem declarații despre dragoste, toți spunem că iubim, dar problema este cum iubim pe aproapele nostru. Și știți ce contează? Asta contează nu ceea ce simte El, în primul rând, ceea ce simte Dumnezeu. Contextul pe care vi l-am citit din pilda aceasta din Luca 15 este undeva în capitolul 2, în versetul 2, iertați-mă, Luca 15 cu 2, unde spune că toți vameșii se apropiau de Isus Hristos ca să-L asculte. Chiar așa vă pun o întrebare. De când nu s-au mai apropiat oamenii de dumneavoastră ca să asculte când le vorbiți despre Isus Hristos? Diferența între el și farisei și ceilalți era că peste tot unde erau farisei că erau tobă de Biblie, de religie, oamenii se depărtau de ei cum îi Vedeau, dar când Hristos era prezent undeva, oamenii sorbeau cuvintele de pe buze. Și Hristos s-a dus și a sta la masă cu păcătoșii, cu răufamații, cu femeile de prin, aș putea să spun în limbajul nostru, cu femeile care stau noaptea prin parcări, cu bețivii, cu drogații, cu aurolacii, cu aia care umblă cu seringi în vene. Asta a făcut Hristos și asta face și astăzi. Și Oamenii de atunci Vlaviu spunea, nu este îngăduit, nu este permis că să te apropii de un om păcătos. Nu doar că Hristos se apropie, dar mănâncă cu ei. Și în momentul când mănânci cu cineva, stai cu el în părtășie. Stai cu el la masă și poți să-i asculti poveștile lui. Cărturarii și fariseii nu făceau lucrul acesta, dar acolo unde era Hristos și stătea în prezența oamenilor, acolo exista schimbare. Pentru că unde e Hristos prezent, oamenii n-au cum să nu se schimbe. Nu se schimbă oamenii în jurul nostru pentru că Hristos Hristosul nu mai este prezent, pentru că de multe ori nu-L mai ducem, ne ducem numai pe noi și nu-L mai ducem pe Dumnezeu cu noi. Eu vreau să vă spun în dimineața asta, iubiților, că farisei, chiar dacă aveau dreptate în ceea ce spuneau, să nu te atingi de cu tare lucru, fariseii nu aveau inimă și nu aveau dragoste. Și Vene Domnul și le spune de cele mai multe ori despre aproape, despre faptul că nu putem să spunem că iubim pe Dumnezeu fără să iubim pe ceilalți. În Ioan 13 cu 34 spune să vă iubiți așa cum v-am iubit eu. Și asta mie nu-mi sună negociere, asta este o poruncă. Să vă iubiți, fratele, și chiar mai mult. Știți ce sunt uimit? Că spune în Leviticul 19 cu 34 să iubiți străinul care locuiește între voi ca pe voi înși vă. Ați auzit străinul? Și mai departe spune, dar de ce, Doamne, să iubim străinul? Pentru că zice și voi ați fost străini în țara Egiptului. Pentru că și tu într-o zi ai păcătuit. Pentru că și tu într-o zi ai furat. Pentru că și tu într-o zi ai fumat. Pentru că și tu într-o zi ai făcut o greșeală. Și din cauza că ai făcut într-o zi o greșeală, cei care greșesc trebuie să iubești ca pe tine însuți. Iubim așa? Ne comportăm așa? Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Și iubitilor, chestia este că... Noi trebuie să ne arătăm ca niște frați tuturor din jur, pentru că dragostea ne face să fim frați, dar nedragostea ne face să fim nefrați. Și în dimineața asta am să vă predic ceva ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă și asta vrem să învățăm cu toții. Cum arată un nefrate? Că dacă tot vi s-a predicat de de la învonul bisericii aceștia sau unde ați mai fost, despre cum să fii frate, în dimineața asta o să vedem cum arată un nefrate. Cum poate să fie un nefrate? Spunea Dumitru Constantin Duncan, unul dintre oamenii deștepți din România, zice, în creier avem întotdeauna ceea ce am pus noi, dar în inimă avem ceea ce ne-a pus Dumnezeu. Și eu mă gândeam acum că de multe ori noi am pervertit că Dumnezeu ne pune în inimă cum să fim ca frați. Dar vedeți, punem în creier atâtea lucruri și de-aia uneori poate dragostea, poate lucrările bisericii nu se mai văd. Întreb și eu lucrul acesta, nu cumva noi am pus lucruri în minte care ne alungă ceea ce avem în inimă? Întreb numai și dumneavoastră răspundeți. Spune Oswald am la un moment dat, zice, noi socotim că ceea ce facem pentru creștinism este slujirea noastră, dar Isus Hristos numește slujire ceea ce ar trebui să fim și ar trebui să nu mai predicăm și să plecăm acasă. Înțelegeți? Slujire nu este să predici, slujire nu este să pui la pungă, slujire este să fii așa cum a fost Isus Hristos. Suntem astfel de oameni pentru că în cer nu intră alte, alte tipuri. Trebuie să fim creștini, nu necreștini. Trebuie să fim rugători, nu nerugători, trebuie să fim iubitori, nu ne iubitori, trebuie să fim frați, nu ne frați. Dar diavolul a venit și diavolul știe ce vrea Dumnezeu de la noi. Și atunci ne-a pus un afix în față, un prefix și prefixul ăla este ne. Și Dumnezeu spune trebuie să fii sfânt și du dracu spune să fii nesfânt. Și Dumnezeu spune trebuie să fii o persoană cinstită și diavolul spune să fii necinstit. Și Dumnezeu vine și spune trebuie să fii statornic și diavolul zice să fii nestatornic. Și Dumnezeu spune trebuie să fii frate. Și diavolul ne face să fim nefrați. Dar Dumnezeu să ne ajute să învățăm. Să învățăm în dimineața asta, din pilda aceasta, cea mai lungă din Scriptură, cea mai cunoscută din Evanghelie, cum adică să fim un nefrate. Și învățăm de la fratele ăsta cel mare. Spune la un moment dat Andrei Pleșu despre el, era un risipitor de cumințenie. Omul ăsta zice, risipitorul de cumințenie și-a dat în vileag, știți ce? Și-a dat în vileag cum, uh, puținătatea lui sufletească. Acest nefrate care are incapacitatea de a se bucura cu celălalt, acest invidios pe șansa unui păcătos reînviat, vine, aude chef și dintr-o dată ripostează și începe să spună, zice, ăsta s-a întors, greel ăsta hoinară, ar trebui alungat cu pietre, vagabontul ăsta de fiul al tău, care nu este fratele meu, de ce l-ai primit aici? Dumneavoastră vă imaginați, cred că v-am spus și în august, ce ar fi însemnat ca în fața risipitorului să iasă dintr-o dată nefratele, să iasă fratele cel mare și nu tatăl să iasă primul. Pe păi risipitorul n-ar mai fi intrat niciodată în casă risipitorul ăsta știți ce ar fi spus? Dacă fratele meu se poartă așa, păi Dumnezeu cum se poartă? Și din cauza că de cele mai multe ori ieșim noi în fața tinerilor, în fața bătrânilor, în fața păcătoșilor și nu lăsăm pe Dumnezeu să iasă băncile astea și nu astea din România, din America, sunt goale în biserici, pentru că, vedeți, venim noi și nu îl lăsăm pe Dumnezeu. De Dumnezeu să iasă El întotdeauna înaintea oamenilor și nu noi. Ce învățăm? Ce caracteristici ar avea acest nefrate? Ce lucruri am putea să învățăm noi astăzi din atitudinea lui? Și trei lucruri vrem să învățăm în următoarele minute. Și întotdeauna un nefrate este un neiubitor. Și primul lucru care îl învățăm de la nefratele este neiubirea. Spune Robert Capon, zice așa, fratele cel mare este de o hărnicie inerțială și de o subrietate sterilă. Este în genere prost dispus strâmbă din nas, bombăne, îl judecă pe fratele său, se simte iritat la orice formă de bucurie. Este un personaj, zice, care propria lui cumințenie îl face și devine nefericit. Și știți ce înseamnă să fii neiubitor? Neiubirea întotdeauna are la bază, știți ce? Păguboasa iubire de sine. Nu iubim, pentru că nu iubim prea mult pe noi, adică nu iubim pe alții. Când noi ne iubim pe noi, devenim dintr-o dată obtuzi, devenim surzi la ceea ce ne transmit cele din jur. Există o pictură celebră care se numește țipătul la unui norvegian și îmi scapă numele acum, și este o femeie pe malul unui râu, de fapt la, pe, la, la balustrada unui pod, un râu învolburat și țipă cât. O, cât cât o ține gura și vrea să se arunce să se sinucidă. Și în spatele ei, doi îndrăgostiți nepăsătorii. Trec mai departe, fără să audă. Că vedeți, dumneavoastră, am ajuns de multe ori ca și în tabloul acesta să fim surzi la ceea ce transmit ceilalți. Să fim îndrăgostiți de propria noastră persoană, să fim egoiști. Și vine dintr-o dată fratele cel mare și strigă, dar ce? A trudit cu mine, dar ai muncit cu mine, toată vara ai cântat, du-te și cântă și acum cu chitara, mă, întoarce-te înapoi, mai cântă, mai, mai, mai fă lucrurile care le-ai făcut înainte. Pentru că vreau să vă spun în dimineața asta, când nu iubești ca pe tine însuți, pe cel din jur, te comporți cu neiubire și ca un nefrate. Știți ce spunea în fiecare zi bogatul când Dumnezeu a îngăduit ca Lazar să fie la ușa lui ca să-i testeze bunăvoința? Spunea în fiecare zi când venea, iară murdarul ăsta, iară mizerabilul ăsta, iară murdărește scările aici. Și la un moment dat el nu îi dădea nici măcar firimituri și mai târziu în cer a ajuns ca să cerșească firimituri de apă. Ăsta nu i-a pâine și mai târziu n-au avut apă. Acum, neiubirea aceasta este o stare sau este o chestie care vrea și neiubitorii și nefrații, sunt cei care vor să stea puznici în rai. Eu nu vreau raiul să fie gol, eu vreau să fie aglomerat cum e dimineața pe metra când pleacă toți muncitorii în jumate de la downtown. Eu vreau să fie raiul aglomerat cum am văzut acum într-o seară când am venit din downtown, bară la bară mașină, toți oamenii să vină. Pentru că neiubirea face ca raiul să fie gol, dar iubirea se chinuie ca să-l umple. Cum erau autobuzele pe vremea lui cu care a fost în România? Și Domnul să ne dea înțelepciunea acestea. Neiubirea nu are niciun zâmbet cald, este plină de asprime. Gândiți-vă cât de încruntat s-a uitat la fratele lui, parcă era Ștefan cel Mare care spune că de grabă intră în cămeșa de gheață când se uita la tine. -asta avea lamă de brici pe față, cum sunt frați de-ai noștri din biserici pe care eu uneori îi întâlnesc și trecând pe lângă ei fața lor, ascuțită ca lama de brici când am trecut un metru mai departe decât văd cum însângerează fața. Dumnezeu să ne ajute să aveți fețe zâmbitoare, să avem fețe zâmbitoare, că de-aia a murit Hristos pentru noi. De multe ori suntem posaci, omul acesta n-a zâmbit deloc, era trist. Știți cum era? Era ca un copil care poate ar fi căzut examenul, ar fi căzut bacaloreatul. Nu știu cu cât se ia bacaloreatul aici, dar când ia 10 în România, când a luat fetele mele 10 la bac în România, când a venit acasă, striga, țipa, se bucura, am luat 10, am luat 10. Dar când îi văd pe ăștia care sunt elevi de-ai mei, câte unii și au doi la bac și au trei la bac, nu știu pe unde să pitească, sunt triști. Și de multe ori în biserică, noi care avem zece la bac, că Hristos a murit pentru noi la Golgota, ne comportăm ca și cum am avut patru. Știți de unde se vede neiubirea? Din față, din zâmbete. Dumnezeu să ne ajute să zâmbim. Nu costă nimic, fraților, să zâmbim, dar îmbogățește pe toți cei care sunt în jurul nostru să nu zâmbiți niciodată ca stiuardesele, că stiuardesele să văd cum zâmbesc nu numai în avion, ci din avion, că e schițat, e forțat. Și vedem uneori oameni care zâmbesc forțat. Sunteți, butezați, botezați, să zic, în apă și cu Duhul Sfânt, nu un oțet. Și nu vrem ca să fim niște oameni care... În jurul nostru răspândim acreală. Neiubirea răspândește acreală. Dumneavoastră când veniți aici, am mai spus-o, trebuie să, fiți, să vă dați cu fondă ten. Și cel mai bun fond de ten este în Biblie, Psalmul 34 cu 5, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și ești un licurici spiritual. Și noi ar trebui să radiem de bucurie, dar dacă nu ne uităm dimineața în Biblie, dacă nu ne uităm în timpul săptămânii în Biblie, dacă nu ne uităm în ochii lui Hristos, că eu când mă uit în Hristos, mă transform la fel ca și Hristos. Și același lucru e valabil pentru oricine. Acum, vedeți dumneavoastră, uh, L-a privit cu dispreț, cu mândrie, cu virtute. De fapt, nefratele și-a luat virtutea ca un credit și tocmai ca un merit și tocmai meritul ăsta l-a făcut ca să-și anuleze virtutea. Când, când, iubești, da? Trebuie să se vadă lucrul acesta. Ia haideți acum cei care sunteți aici, că majoritatea, că nu văd decât fetița aia care a cântat chiar foarte frumos aici și poate ar trebui să cânte și mai mult. Restul sunteți mai mari. Când e îndrăgostit de o fată, cum e zâmbit? Cum ai privit-o? Când în momentul în care iubești o fată, cum te uiți după ea? Ce te uiți așa numai cu coada ochiului? Știi ce face iubirea? Știi ce fac nefrații? Se uit cu coada ochiului, se uit puțin. Te uiți cu toți ochii, am spus eu, și 10 ochi dacă ai avea, te uiți după ea, să o vezi unde este. Dacă ea nu te observă, spui, hei, eu sunt aici, eu sunt aici, eu sunt aici. Asta face iubirea. Se uită cu ambii ochi. Știți cum se uită ăsta la frate? Nu așa cu colțul ochiului. Nu mai era pregătit ca să-l împungă. Și Neiubirea este neagră chiar și când zăpada este albă. Știți de unde știu lucrul ăsta? Spune, acest fiu al tău a făcut praf toată averea, a cheltuit-o cu femeile desfrânate. Vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră credeți că fiul risipitor cu femeile desfrânate a cheltuit banii? Nu. Știți de unde e asta? Asta este din mintea nefratelui, pentru că el a avut în mintea lui presupuneri. Nicăieri nu știm cum și-a cheltuit la banii, dar ăsta a bănuit și bănuiala vine din neiubire și bănuiala este o tehnică pe care o aplică unii dintre nefrați. Atâta bănuială vedem. Am fost în Italia la o conferință cu fratele Viorel Iuga. Și în timp ce fratele Iuga a predicat, eu mi-am scos tableta și am scris că și fratele Luigi când predică scriu și alții când predică scriu. Dacă nu scriu, nu scriu, asta este. Și cineva de acolo din biserică îi spune la un prieten de-al meu la urmă, ce a făcut geantă mă? Toată predica zice, a stat pe Facebook, dar eu de fapt am scris o predică. Într-una din zile, într-o biserică din Anglia, am spus că să vedeți ce face bănuiala. Am spus soția mea, zic, dacă sunteți aici fără soțiile dumneavoastră, chemați-le aici mâine, sunați-le și aduceți-le. Nu se poate să stai unul într-un loc, într-un loc. Și am spus, eu știu cât de greu este ca soția mea să lucreze în Germania și eu să rămân cu fetițele singure acasă. Și știți ce a spus cineva de acolo? Păi de ce vine Nicu Geantă să ne predice nouă care este despărțit de nevastă sa, că ia în Germania și el cu copiii în România? Păi fratele Luigi vă spune dacă nevastă mea lucrează în Că doar a fost la mine acasă și a văzut. Dar asta face, știți ce, neiubirea. Și asta face ca să fim nefrați. Și Domnul să ne ajute. Avem atât de multe lucruri de cizelat iubitilor în viața asta și Domnul să ne ajute ca să putem să oferim încredere celorlalți. Iubirea este neiubirea, este plină de teamă. Nefrații nu girează pe alții. Tu n-ai predicat, stai jos, tu nu știi să te rogi, tu nu poți să faci cu tare lucruri. Și dacă ați auzit de asta, eu vreau să nu se aud în America asta și numai în România, nu? Lucrurile astea se aude. Neiubirea este cea care exclude și noi, românii, avem damblaua de a exclude oamenii din biserici, din școli, de a exclude în continuu, de a-i da afară, dar iubirea este cea care îi adună, este cea care îi aduce. Și gândiți-vă, omul ăsta, cum a încercat să. Îl exclude pe fratele lui. Cum a încercat ca să-l dea la o parte să ridice un zid, că ne iubirea e cea care ridică ziduri, dar iubirea construiește și poduri. Apropo, ce primesc eu pe telefon într-o zi? Apropo de excludere. Primesc o scrisoare pe care a făcut-o un păstor de undeva din, din Belgia, că oricum nu știți, și în scrisoarea aceea scrie așa. Fratele X nu mai poate să, o, să predice la noi în biserică să facă nicio slujbă pentru că are barbă și până nu te vei barbierii, n-ai să mai poți să faci nicio lucrare în biserică. Ați auzit? Scrie în Biblie lucrul acesta, nu? Din dragoste a făcut lucrul acesta. Asta înseamnă neiubirea și asta înseamnă să fii neprate. Când Domnului Dumnezeu a greșit și s-a întâlnit cu Isus Hristos, orice om și îndrăcit dacă a fost, Hristos a scos dracul din om și l-a băgat pe, pe, pe om în biserică. Dar noi, dacă cineva a greșit, îl aruncăm afară cu satană cu tot. Domnul să ne ajute să învățăm de aici. Am întrebat la un moment dat copiii de la mine din școală cât, cât, costă Dumnezeu? Și greu de spus. Și am spus, Dumnezeu costă cât vrei tu să oferi. Și îi mă întreabă pe mine, zice, domn profesor, dar zice, cât este de mare Dumnezeu? Și zic, știi cât e de mare Dumnezeu? Cât e inima ta de mare? Și inima ta încape, unu, doi sau o mie de persoane. Le spuneam la niște fete într-o zi când ne-am rugat, le-am strâns așa și zic, vă doresc să vă crească aripi mari, să încapă o biserică întreagă sub aripile voastre. Și asta fac nefrații, iubesc cercuri de iubire. Să fiți buni unii cu alții, să nu fiți niciodată irascibili, să, să să abandonați haina aia de răutate de care tot ne vorbește Petru. Pentru că altfel suntem nefrați. Să fiți niște persoane că dumneavoastră, eu, noi spunem, ne-am îmbrăcat cu Hristos și cine se îmbracă cu Hristos își schimbă inima. Și apropo, că tot la școală le-am spus copilor mei, inima nu pulsează numai sânge, pulsează și dragoste. Și inima fără dragoste este moartă oricum cât de mult sânge ar trece prin ea. Dumnezeu să vă ajute să aveți inimi pline de dragoste. Și dumneavoastră și eu. Că, pentru că neiubirea este de fapt o moarte târzie. Al doilea lucru pe care îl învățăm de la fratele ăsta cel mare, nu numai că a fost de la nefratele, mai bine zis, nefratele a fost neiubitor. Nefratele a fost și nemulțumitor. Ca a doua caracteristică este nemulțumirea ăsta când l-a văzut pe fratele lui că se bucură, s-a făcut roșu caracu. A început dintr-o dată să țipe. Dar zice, ce mă? Tu faci grill cu lemnele aduse de mine, mă? Tu faci grill pe grătarul meu? Dar sărăntocul, ai venit în zdrânțe, ți-ai cheltuit totul, dar de ce ai venit aici? Ce este zarva asta aici? Ce petrecerea asta aici? Cum, zice, ai îndrăznit tată să-i pui lui ăsta muzică la boxele mele pentru care eu m-am chinuit ca să le cumpăr? Cum, cum se, se întâmplă așa ceva? Și știți ce face? Începe să se exteriorizeze, că primul semnal al nemulțumirii este exteriorizarea. Uitați-vă la un copil mic nemulțumit că i-a luat se exteriorizează, țipă, bate din picior. Uitați-vă că din nefericire și în comitete se exteriorizează unii. Știți din ce cauză? Din nemulțumire. Eu când mă oprește cineva după predică și spune, ai predicat excepțional, dar când a zis dar, eu i-am văzut oporul deasupra capului, cum mă altoiește. Darul ăla înseamnă nemulțumire și trebuie neapărat să-și o exteriorizeze. Fie, mai, fie cu blândețe, fie altfel, dar încearcă, știți din ce cauză? De nemulțumire. Dumnezeu să ne ajute să învățăm. S-a întărătat de mânie, spune versetul 28, și era în antagonie cu tatăl său, care era blând, care era zmerit, și când tatăl aude o hărmălaie afară, țipe de strigă, o, ce s-a întâmplat cu el? Și a ieșit blând și a spus, măi băiete, hai și intră în casă, mă. Hai că a venit fratele tău înapoi. Și ce zice, ți-a intrat, mai rău s-a exteriorizat. Și nemulțumirea aduce reproși, nu numai că se exteriorizează, și începe să-i aducă reproșuri. Zice, eu ți-am muncit ca un rob, eu uh, n-am mâncat nici măcar un ied, eu nu mi-ai dat cu prietenii mei și a venit acest neisprăvit și spune tatăl, dar tot ce am avut a fost al tău. Tu ai fost risipitor în casă, ai avut toate lucrurile astea tot timpul. Zice, tu ai avut totul întotdeauna. Și vine Socrate la un moment dat și spune: Cel ce nu este mulțumit cu ce are, nu va fi mulțumit nici cu ceea ce și-ar dori să aibă. Dacă nu ești mulțumit că ai un Lincoln din 1974, nu vei fi mulțumit nici cu ultimul tip de GMC din 2019. Dacă nu ești mulțumit cu soția care o ai, <laughs> dacă nu ești mulțumit cu serviciul care îl ai, dacă nu, eu vă spun lucrurile acestea, că asta ni se întâmplă nouă oamenii, fraților. Și ce spune Biblia, proverbe 15 cu 15? Cel mulțumitor va avea în ochii lui ce? Un ospăț? Spune Biblia asta. Cine are? Cel mulțumitor. Cine e nemulțumitor? Nici cifre de manciuria nu-i convine. Cine e nemulțumitor? Poate să mănânce, nu știu la ce, ce să vă zic eu, nu știu restaurante pe aici, să mănânce de alea picioare de crab, crepes, lab sau cum zice, de alea toți. Tot nemulțumitor rămâne. Astăzi noi trăim într-un ocean de nemulțumiri, de neîmpliniți, de nefericiți și știți de ce ajungem așa? Când ajungem așa? Când de fapt ne îndepărtăm de Scriptură. Și Noul Testament și ce scrie? Că Hristos, ea a venit să ne facă parlamentar, nu? Hristos a venit ca să, să, avem, nu știu ce să zicem noi, să avem o parte dublă ăștia care suntem întâi în De-aia a venit, nu? A venit ca să ne dea pământul. De-aia a venit. Nu! Hristos a venit ca să ne ofere cerul. Și pentru asta ar trebui să fim tot timpul mulțumiți. Hristos n-a venit ca să ne umple cardurile, să avem nu știu ce limuzine, să avem holiday-uri, să mă duc în Malibu, Hristos n-a venit ca cine știe și să petrec pe la Aspân, să mă duc la schi, să fiu de trei ori pe ani în Florida, să fac nu știu ce chestii. Hristos a venit ca să-mi ofere cerul și pentru asta, cum a spus fratele lui aici, în fiecare zi eu trebuie să nădușesc vorba românilor pentru cer. Apropo, pentru ce transpirăm noi în timpul zilei? De când ai mai transpirat pentru Hristos? De când ai mai transpirat pentru împărăție? Pentru că știți ce? Dumnezeu astfel de transpirație așteaptă din partea noastră că El pentru noi a transpirat. Mă gândeam într-una din zile. Apropo, haideți să vedem cum suntem noi români. A fost la, la Patriarhie, au dus ăștia moaștele Sfântului Dumitru și un câr de două, nu știu, de 2 kilometri, tot felul de bătrâne, cu broboade, cum e la noi în țară, cu damigeana după ele, cu plasa de rafie, cu prazul în plasă, stătea acolo să ajungă la la moaște. Și când se duceau la moaște, se închinau, se rutau moaștele alea și tot felul de bilete și se rugau. Și știți ce se roagă românii? Doamne, să nu mă prindă anafu. Doamne, fata mea a avortat, Doamne, și te rog să-i porți de grijă să nu știu ce. Doamne, am pe nu știu cine pe la pușcărie. Doamne, am o durime la rinichi. Doamne, nu mai îmi bate inima. Doamne, tata e la spital. Nu cumva, și noi știți ce spun, să ruga. Cine dintre ei s-a dus să spune Sfinte Dumitrie, te rog din toată inima, ajută-mă să fiu sfânt ca tine, vreau să cal pe, picioară, pe, pe urmele tale. Noi când venim în biserică, primim bilete, cineva e bolnav, o bătrână, nu știu ce. Am văzut inclusiv pe monitorul dumneavoastră și nu, asta nu vă spun ca o critică. Deci o soră de nu știu unde, o soră din Viena vrea să ne rugăm. Dar ce vrea să ne rugăm? Și de ce nu spune numele dacă este? Și știți ce noi? Să ne rugăm, să ne rugăm. Și știți câți dintre noi spunem în rugăciuni când trimitem bilete aici, frate Luigi, vreau să fiu sfânt sau vreau să predic la fel ca Dumneata, roagă-te pentru mine. Vreau să fiu sfânt la fel ca Moise, vreau să fiu sfânt la fel ca Petru, vreau să fiu sfânt ca tine, Isuse. De câte ori ne rugăm lucrul ăsta? Vedeți? Și noi zicem românii ceilalți. Dar asta facem noi. Pentru că suntem nemulțumiți de lucrurile care le avem sau poate cum arătăm. Și nici nu mai vreau să vă spun de aici că n-aș vrea ca să vă supăr. Vedeți dumneavoastră, uh, când a venit Hristos, a venit ca să ne facă la fel ca El, să ne facă cerești, cum spunea Ian, pastorul ăla chinez. Și pe noi, pe noi, eu să spuneam la un moment dat, pe mine zic, un nemernic din subcarpații curburii, un vierme, un teluric, vrea să mă facă ceresc și în cer. Știți cum o să intrăm în cer? După religie, nu? După cât am țipat de tare în predici, nu? După, după, botezul cu Duhul Sfânt voi intra în cer. Știți cum vom intra în cer? Dacă suntem, nu știu, nu. Știți cum se intră în cer? În cer va sta un înger care are un scanner. Și ajunge fratele lui Igi primul și când ajunge la scanner, se uită la scanner și zice ăsta seamănă cu Hristos, dă voie. Ajunge Nicol, geant al doilea și mă bagă prin scanner și spune ăsta nu seamănă cu Hristos, nu poate să intre aici în cer, nu vom intra decât dacă vom semăna cu Hristos. Că spune la un moment dat Ioan și cine rostește numele Lui să se depărteze de fără de lege și să trăiască și el cum a trăit Hristos. Dar nefrații trăiesc în nemulțumire. Altfel, a venit Hristos în lumea asta și a fost mulțumit, chiar dacă s-a născut într-un graj. Spune Richard Vumbran, vorbește despre un Dumnezeu, așa îl numește, Dumnezeul modest. Dumnezeu nu dorește, vrea numai 10% de la noi. Dumnezeu vrea o părtecică de la noi. Dumnezeul ăsta modest. Și n-a cârtit niciodată. Și spune în Isaia 53 cu 7, ca un miel care se duce la, mă la măcelărie. El nu și-a deschis gura pentru că a făcut tot timpul voia Tatălui și când facem voia Tatălui, atunci avem dorință ca el. Spune Socrate, fiți atenți, cu cât avem mai puține dorințe, cu atât ne asemănăm mai mult cu zeii. Cu cât avem mai puține dorințe pentru pământul ăsta, vreau să spun, cu atât ne asemănăm mai mult cu Hristos. 1 Timotei 6 cu 7. Noi nu am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm nimic din ea. Și totuși întrebarea mea este, de ce tot strângem? Eu când am fost acei la dumneavoastră rândul trecut, aveam niște core, sau cum le zice, sfertul ăla, coarcă, prin buzunar. Când m-am dus în aeroport, zic, ce să fac cu în România, că nu-s buni? Și am cumpărat tot felul de prostii. Da? Adică tot felul. Am lu lucruri care nu mă interesa, numai ca să nu mă duc cu mărunțișurile alea înapoi. Și după ce i-am cheltuit pe toți, am văzut pe cineva în aeropoarte, nu-și cerșetori. Dar mă gândeam, zic, mai bine îi dădeam și acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă ar veni Hristos mâine și avem 10.000 de dolari, 1.000 de dolari sau nu știu cât, ce am face cu banii? Nu e așa că i-am dat pe toți astăzi? Acum, dar de, de unde știm că nu vine mâine? Acum, eu v-am spus lucrurile acestea și... Mi-a plăcut uh, uh, multe lucruri pe care le-am întâlnit în Biblia asta și Domnul să ne ajute să trăim prin de mulțumiri. Chiar dacă avem nemulțumiri sau nevoi financiare, dacă suntem în lipsă, fiți mulțumitori. Chiar dacă treceți prin necazuri, fiți mulțumitori. Chiar dacă boala vă mușcă din ce în ce mai mult, și pentru asta trebuie să mulțumim. Chiar dacă, chiar dacă, sunteți în situații în care poate că sunteți bajocoriți sau poate că ni se parcă că greu de ieșire, chiar dacă nu aveți salariul pe care îl visați, locul pe care îl meritați, trebuie să fim mulțumiți pentru toate. Pentru că cine rămâne alături de Dumnezeu n-a pierdut nimic. Și știți că spune Vasile Militaru, poți să pierzi averi și ranguri bogății ca grâu spic. Dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Și al treilea lucru, și mai rapid, și o să terminăm, deci nefratele este neiubitor, este nemulțumitor și al treilea lucru, și asta mă doare cel mai tare, nefratele este în nepărtășie, pentru că neiubire plus nemulțumire egal nepopularitate. Nefratele a învățat să stea mai mult singur. Ăsta era o persoană care, de fapt, el nu era ca frate să o pun Hawaii pe sub umbrele. Ăsta era în casă și era singur. Nu trebuie să fii într-o țară îndepărtată să fii singur. Poți să fii singur inclusiv în casa dumneata. Ați auzit de ăștia care singuri în casa lor, deși au 3-4 copii și neveste? Ați auzit de, de, ăștia care, deși sunt în biserici de 800 de oameni, ei tot singuri au rămas? De din cauza cui? Că oamenii sunt în jur. Că spune la un moment dat cineva, Zice, care sunt cei mai deși codri din România? Știu, un report la televizor ce codrii văsliei. Și un călugăr spune, nu, cei mai deși codri din România sunt blocurile din București care spline și nu se cunoaște vecinul de jos cu cel de sus. Asta singurătatea. Și acum, omul acesta nu avea părtășie cu tatăl lui. Avea prieteni, avea câțiva, el dacă n-a avut, n -a avut părtășie cu tatăl, n-a putut să aibă părtășie nici cu fratele acesta risipitor. Și vedeți dumneavoastră, eu îl bănuiesc pe el, nu avea părtășie cu tatăl, sunt sigur că n-a avut părtășie cu tatăl și îl bănuiesc pe el. Știți ce făcea ăsta? Nu mânca împreună cu tatăl său, pentru că de aici îl văd că el n-a vrut ca să ia parte la masa aceasta de tovărășie. Ăsta nici de Crăciun nu mânca cu tata, nici de Paști și mânca noaptea ca un coleg de-al meu de facultate. Îl cu un ronțe numai ca să nu aflu eu că el are mâncare la el, că eram amândoi foarte săraci. Ăsta, când venea, la, poate că sorbea tatăl la masă, poate că tatăl îi spunea niște lecții de viață și el tot timpul evita să mănânce, evita să mănânce. Și știți de ce l-am bănuit așa? Pentru că el nu a vrut ca să intre la masa tatălui să mănânce împreună cu tatăl. Și la masa tatălui. Nu la masa fratelui lui, că fratele lui n-a dusese nimic. Și am spus mai devreme că Hristos mânca împreună cu săracii. Știți de ce mânca cu săraci? Că vrea să le asculte poveștile lor. Dacă vrei să știi povestea fratelui din biserică sau un om care are o durere, trebuie să iei parte măcar la o masă cu el. Și de-aia unele biserici, vedeți, după ce se termină, facem agapă, facem o masă, stăm împreună cu alții, vorbim unii cu alții. Pentru că spune John Piper, dacă mă iubește, arătăm ce mă doare. Și la masă afli ce mă doare. Și la masă aflu ce te doare. Și am spus lucrul acesta pentru că, vedeți, dumneavoastră, el mânca numai singur și chestia asta l-a făcut ca să nu stea nici cu fratele lui, nici cu tatălui. lui. Și acum vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, cine credeți că mănâncă la masa reginei? Cine credeți că mănâncă la masa lui Donald Trump sau la masa domnului Johannes? Mănâncă oricine? Știți ce mănâncă? Numai cei care, era să zic, <laughs> numai cei care sunt în anturajul lor. Acum, eu nu știu dacă mi-aș dori să mănânc la masa domnului Iohannis, dar îmi doresc să mănânc cu săraci Știți de ce? Că săracii mănâncă cu poftă, le răpăie gura. Ăștia, ăștia nu fac ifosel la nimic. Și ne dorim lucrul acesta în viață, ca noi să fim aproape de, de oamenii care sunt în jurul nostru, să avem părtășie cu ei. Și este nevoie de părtășie și în biserici. Este greu să credem că uh, Dumnezeu organizează o masă pentru noi sau organizează o masă pentru oamenii care sunt săraci. Andrei, paunești? Este greu ca să credem lucrul acesta noi. Și acum, vedeți, dumneavoastră, ne uităm aici în Biblie și vedem un lucru deosebit. Și ăsta m-a frapat când m-am gândit. În fiecare noapte, când era într-o țară depărtată, ce credeți că visa fiul risipitor? Știți ce visa? Să stea la masă cu tatăl. A spus că am risipit banii, am pierdut totul. Dar vreau să mănânc de la masa tatălui meu că la masa tatălui meu e pâine bună. Că am ajuns să mănânc singur și să mănânc cu noduri și nu mă înconvine nimic. De dacă nu mănânc cu tata, eu nu pot să fiu sătul. A spus să mă întorc acasă la tatăl meu, că mi-am adus aminte că e pâine grozavă pe masa lui și o oferă tuturor. Și eu de ce să nu am parte de această pâine? Și când era cu porcii, când era murdar, când era zdrențe, când era flămând, și-a adus aminte că el la masă, când stătea, de câte ori stătea cu tatălui, îi spunea povești cum să trăiască în viață. Și îi spunea tot timpul, fiule, așa trebuie să faci. Avem un Dumnezeu în cer, trebuie să-i slujești. La mas salutată, am învățat cum să. Am învățat din scriptură. La masa lui tata am învățat ce înseamnă dragostea. Și de aceea, în momentul în care a stat și s-a adus aminte de masa Tatălui, a spus: Eu Nu mai rezist la porci. Eu mă întorc și chiar dacă voi mânca în casă, în curtea mea, sub nuc, chiar dacă voi mânca undeva departe, mă pâinea de pe masa tatălui meu. Și ce contrast! Risipitorul vine și mănâncă la masă cu tata. Și cel care a fost în casă refuză masa aceasta de părtășie. Și când vine ăsta să mănânce, știi ce? Dintr-o dată tata aleargă înainte lui, știi ce spune? Pune un banner mare, poftiți la masă, e ora mesei, zice. Toată lumea să vină, dar zice, știi ceva, fiule, la masa mea aruncăm hainele astea? La masa mea nu mai vii cu pantofi, cu sandalele astea zdrânțuite. La masa mea ești curățit, ești înnuit. La masa mea ești îmbrăcat în haine de gală. Că dacă vrei să mănânci la masa lui Hristos, unu, trebuie să părăsești porcii gadarei, le da barul ca să fii ca mefiboset. Al doilea, trebuie să arunci zdrențele, să te îmbrace Hristos, că de-aia a murit la crucea Golgote și a lăsat haina aici, ca să o îmbrac eu și dumneata mai departe. Și la masa tatălui, nu mănânc numai odată. La masa tatălui mâncăm în fiecare zi. La masa tatălui nu mâncăm numai duminica, numai dimineața sau numai seara. La masa tatălui mănânc și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și anul ăsta, și la anul, și cât vom mai fi aici, și în ceruri, tot la masa tatălui vom mânca. Ați înțeles ce înseamnă părtășia? Părtășia, de fapt, înseamnă masa cu tatăl nostru. Și uneori văd în biserici, inclusiv când e cina Domnului, oameni care nu se ridică să ia parte la cină. Ăștia nu le convine să mănânce cu tata, că ei mănâncă pe ascuns din mâncarea păcatului. Domnul să ne ajute să putem să stăm la masa Lui, să nu ne fie rușine, să ne bucurăm. Nu știu despre fratele acesta, despre nefratele ăsta, dacă a intrat la masa tatălui, dacă a rămas mai departe răzvătit în curte, dar eu știu că el a refuzat să vină înăuntru tocmai pentru că n-a vrut să aibă părtășie. Și Dumnezeu ne-a învățat astăzi să fim nefrați. Să nu fim nefrați. Ne-a învățat Dumnezeu astăzi ca să avem părtășie. Iubiții Domnului, eu vreau în dimineața asta să vă aduc din nou aminte că trebuie să fim cu tata la masă. Dacă să fii cu tata la masă, trebuie să fii frate. Trebuie să iubești. Trebuie să ierți. Trebuie să te îmbraci cu hainele curate ale Sfințeniei. Și noi ne dorim că de-aia venim aici. Trebuie să te dezbraci de hainele vechi. Apropo, e cineva care are o haină veche? E cineva în dimineața asta aici care încă n-a rupt haina nemulțumirii? Care încă mai are o haină de neiubire? Care încă mai are o haină de nepărtășie? Poate că e cineva în biserică sau acasă la dumneata sau la geab sau oriunde ești cu care îl ocolești, leviți. Dumnezeu știe ce spune trebuie să facem restaurare. Să purtați cu sfințenie hainele astea lui Hristos. Vreți să le îmbrăcați? Vreți să fiți frați cu El? Că noi suntem frații Lui și îmbrăcați cu haine ca El. Și a venit să se identifice cu noi. Și ultimul lucru care vă spun în dimineața asta. De era în 1942 sau 3 și vine Hitler la regele Danemarcei, la Cristian al iii și îi spune un edict pe față pe masă și spune, vei ieși în balcon, în balconul castelului și le vei spune tuturor danezilor că începând de astăzi voi aresta toți evreii care sunt în Danemarca, că vrea să-i ducă la Auschwitz. Și a zis, vii și citești foaia asta și spui că începând de azi toți evreii trebuie să-și pună o banderolă galbenă pe mână. Și a venit regele Danemarcei în față și nemții stăteau după o draperie cu mitralierele pregătite. Și a spus, dacă nu citește dictul, te se cerem în plin aici. Și cu pistoalele amenințat în spate, a ieșit și a scos foaia lui Hitler. Și a spus, Führerul așa ne spune, începând de azi, toți evreii din Danemarca trebuie să poarte o banderolă galbenă. A lăsat foaia jos, a băgat mâna în buzunar, a scos o banderolă galbenă și și-a legat-o la mână. Și toți oamenii care erau în mulțime, au băgat mâna în buzunar și au scos banderole galbene și s-au legat la mână. Și n-a mai putut să fie prins niciun evreu. Și Danemarca n-a trimis ca românii evrei la Oșviț. Știți de ce? Că regele s-a identificat cu evreii. Și Hristos a venit și s-a identificat cu mine și cu Dumneata, cu sânge pe cruce, nu numai cu banderolă, cu nizvor care curge nesecat. Spune Apocalipsa că în cerul l-am văzut îmbrăcat într-o haină muiată în sânge, că nici în ceruri nu i s-au vindecat rănile lui Hristos, pe care tot le provocăm în fiecare zi. Și a venit să, se, să ne îmbrace pe noi cu hainele lui sfinte, ca noi să fim frați. Și noi, cum să trăim mai departe? Vrei să fii frate? frate cu Hristos? Vrei să fii frate cu Hristos? Trebuie să fii frate cu cel de lângă dumneata. Să ne ierte Dumnezeu de nefrățietate. Să ne ierte Dumnezeu de lucrurile care au fost neplăcute înaintea Lui. Nu știu, am pe inimă în dimineața asta să ne ridicăm în picioare, putem, frate Luigi? și vrea ca să ne pocăim mai bine. Avea să ne cerem iertare dacă ne-am comportat ca nefrați. Frații sunt cei care se jerfesc pentru ceilalți. Sunt cei care își spun hainele lor regale la picioarele lor. La un moment dat spune că Ionatan s-a dezbrăcat de haina de prinț și l-a îmbrăcat pe David. Și a venit Saul și i-a spus, dar tu ești nebun la cap, dar tu ești viitorul rege, cum să-i dai haina? Că a spus, eu știu ceva, haina eu am, dar regele este David, că David a fost ales. Și Dumnezeu i-a ales și pe ceilalți să fie regi și noi să ne purtăm așa. Dacă e cineva în dimineața asta aici, care are de aruncat o haină și de îmbrăcat haina asta de frate. Domnul să te ajute să faci asta. Dar să nu-ți fie rușine. O să ne plecăm capetele și în timp ce ne rugăm toată biserica. Dacă este cineva aici care vrea să se pocăiască, care vrea să se schimbe, care vrea să se sfințească, care vrea să devină mai bun, ar vrea să ridice o mână sus. Să nu-ți fie rușine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă ești aici în sală, că de-aia am venit aici, vă cunoașteți mai bine, nu știu, eu nu vin ca eu trebuie să planific ceva, Dumnezeu vine și spune ceea ce avem noi nevoie și ne-a vorbit astăzi, trebuie să trăim astăzi frumos pentru împărăție, trebuie să trăim ca frații și Domnul să vă ajute ca într-o zi să călcați pe albastrul acela al cerului, e mai albastru decât voronețul nostru din Moldova, să călcați pe marea de sticlă într-o zi, să alergați să cântați împreună cu ungerii. să vă bucurați împreună cu frații, să n-ajungeți fără mine și nici eu fără dumneavoastră. Plecăm capetele în rugăciune, ne cerem iertare de la Dumnezeu și cerem putere să ducem până la capăt lupta. Amin? Amin? Dumnezeu să vă binecuvânteze.